După 2 ani de restricții sanitare riguroase privind organizarea petrecerilor private, precum nunțile sau botezurile, după ridicarea stării de alertă, acestea au dispărut complet. Regulile privind organizarea acestor petreceri vor ține de simțul de răspundere al fiecărui organizator în parte, conform ultimelor declarații venite de la Ministerul Sănătății. Regulile pe care le stabilesc organizatorii și participanții vor exista acolo. Din punctul nostru de vedere, nu avem la dispoziție un instrument legislativ să impunem niște reguli, dar în mod evident comportamentul inclusiv la aceste evenimente private, mai ales dacă participă foarte multe persoane, cu anumită distanțare, igiena mâinilor, cred că sunt importante, pentru că, vă spuneam, trecem din zona de responsabilitate legiferată în zona de responsabilitate nelegiferată, dar care cred eu că este mai importantă decât cea legiferată. Autoritățile apelează la responsabilitatea fiecăruia de a se proteja și de a-i proteja pe cei din jur de virus și în cazul spațiilor foarte aglomerate, acolo unde trebuie păstrată o distanță corespunzătoare și trebuie menținută igiena mâinilor.